Doamne ajută, bine v-am regăsit, dragilor, la emisiunea de Presat Presa, aici la Radio Dobrogea, Neptun TV și Alfa Media, în această zi de joi, 7 aprilie anul Domnului 2014. Să presăm presa, zic și astăzi, foarte multe subiecte, dar să nu uităm contextul în care suntem. Suntem în Sfântul și Marele Post al Paștelui, un post care marchează pregătirea creștinilor pentru înviere și suntem pe drumul spre, cum se spune, pe drumul spre sărbătoare. Suntem pe drumul spre sărbătoare și, prin urmare, postul are menirea de a pregăti sărbătoarea. Dar începem cu un cuvânt foarte interesant al Înalpreasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care ne spune că sărbătoarea fără post este doar divertisment. Iată marea diferență, surprinsă într-un frumos cuvânt, marea diferență dintre sărbătoare și divertisment. Postul face diferența. Adică prin post te pregătești să te întâlnești cu Hristos. Dacă nu postești, atunci ziua de sărbătoare devine doar o zi de divertisment. Cuvântul este luat dintr-un amplu reportaj despre cum trăiesc călugării la Mănăstirea Crucea din județul Constanța, o mănăstire de maici, și mai ales cum trebuie să ne pregătim pentru sărbătoarea postului, un reportaj ce conține și modul în care se prepară mâncarea de post la mănăstire și despre cum postim sufletește cu părintele Ilarion, sfaturi din partea părintelui Ilarion, și un cuvânt al Înalpreasfințitului Teodosie care spune că în postul Paștelui toți credincioșii noștri trebuie să simtă urcușul spre care mergem, spre înviere. Postul are trepte de suiș către Dumnezeu. Ne curățește trupul, dar ne îndreptează și mintea, îl ajută pe om la o mai bună gândire, la o mai bună viețuire, la o mai bună armonie. Prin post te apropii să dai mâna cu Dumnezeu, spune Înalpreasfințitul, care spune că pentru a posti de voie trebuie să umblăm la etajul de sus. Fără post nu vine sărbătoarea. Sărbătoarea, dacă este prăznuită fără post, este ca un divertisment. Postul pregătește sărbătoarea. De asemenea, și părintele Ilarion, duhovnicul mănăstirii, spune că postul trebuie să fie un post al trupului, dar și un post al minții, un post al voinței, un post al gurii, al limbii, un post care ne pregătește până la urmă pentru înviere, pentru ieșirea din moartea păcatului. Moartea fiind absurdă, spune părintele Ilarion, este nefirească. Și sigur că acest lucru ne marchează profund, adeseori durerea morții ne cuprinde. Moartea nu a făcut parte din planul inițial al lui Dumnezeu pentru om, punctează și părintele Ilarion Dan, duhovnicul mănăstirii Crucea din județul Constanța. Dar postul este și o luptă, adeseori postul este o luptă cu noi înșine, cu căderile noastre, așa cum spunea Înalpreasfințitul Teodosie, postul trebuie să ne îndrepte, să ne conducă la o mai bună armonie, la o mai bună gândire. Uneori gândirea este atât de viciată încât apar și grave probleme sociale. De exemplu, să ne referim la drepturile copilului. Uneori gândirea prea strâmbă în acest domeniu poate crea, să zicem așa, situații grave, când, așa cum am văzut în Norvegia, autoritățile pur și simplu saltă copiii de la sânul părinților lor. Ei bine, dovada că uneori gândirea acolo este strâmbă ne vine din justiția norvegiană, care a dat o decizie pentru noi, pentru spațiul românesc, cel puțin istorică, pentru că noi n-am avut cunoștință de așa ceva până acum și ni se părea că acolo poate nu înțelegem noi, poate sunt ăia atât de evoluați încât noi chiar nu înțelegem ce se întâmplă. Ei bine, justiția norvegiană a dat drept de cauză soților Bodnariu, astfel încât unul din cei 5 copii
dar au fost luați din sânul familiei prin decizie judecătorească, este întors acasă, copilul deja a ajuns în sânul părinților. Familia din Norvegia consideră că este un prim pas pentru a recâștiga custodia celor 5 copii. Sigur, bucuria e mare, dar în același timp e mică, rămân ceilalți 4 copii rupți de familia lor. Dar eu mă refer puțin la gândire, ca să mă întorc de unde am plecat în discutarea subiectului. În momentul în care statul, prin autoritățile lui, ia o decizie, săltarea copiilor de la sânul familiei, da? Din sânul familiei, luarea copiilor de acasă, și încearcă să ne explice cu vârf și îndesat că această chestiune este în interesul copilului, că suntem noi nespecialiști și nu pricepem, că nu ne duce pe noi capul, că nu înțelegem noi care e situația, că suntem noi prea grosolani și nu suficient de rafinați ca să înțelegem unde este interesul superior al copilului când e luat de acasă și nu ne spune mai ales pentru ce exact l-a luat de acasă, că aici e marea durere a secretomaniei norvegiene. Dom'le, l-ai luat de acasă, l-ai luat, că dacă văd și eu o familie în care un copil este molestat, violentat, cum s-a mai întâmplat și pe la noi, pe la români, când vedem cazurile alea cu copii violentați pe la grădinițe, adică în situații de alea, da, înțeleg interesul copilului să fie protejat. Dacă mama lui și tatălui îl bat, îl violentează, îl exploatează, îl pun la munci grele, își bat joc de el, nu-i oferă condiții necesare educării, traiului și așa mai departe. Normal că îl iei de acolo ca să-l salveze, adică nu sunt absurd. Dar am înțeles rafinamentul de statul norvegian, ne spune exact ce s-a întâmplat. Să pricepem și noi ăștia prostovani, știi? Mă rog, și după toată tevatura asta, că rămâi perplex, că autoritățile nu-ți explică, dar îți lasă de înțeles că tu ești ăla prostul, că nu înțelegi care-i treaba, vine după aia justiția și spune, no, n-a făcut bine statul, dați înapoi copilul. Păi nu rămâi puțin pe gânduri despre abuz, ceea ce au sesizat și parlamentarii români care au fost în Norvegia, că ne aducem aminte, a existat o presiune a autorităților de la București, s-au dus parlamentarii, s-au interesat, au semnalat abuzul. Nimic, frate, statul norvegian, nu, că el e drept și inocent. Și acum vine chiar justiția din Norvegia și spune, nu, nu e bine, dați copilul înapoi. Și, mă rog, și doi copii pot fi văzuți de 2 ori pe săptămână. E vorba de băieții Ruth și Marius și încă nu s-au pronunțat judecătorii în privința fetelor. Deci e o nebuloasă de non-înțelege. Adică rămâi paralizat cum statul poate să comită un abuz demontat de justiție și în același timp statul spune, nu, domnule, eu am dreptate, domnule. Chiar așa am ajuns să fim luați pur și simplu de proști. Ăsta e cuvântul popular, ce vreți. Altul, oricum aș ascunde după cuvinte, tot acolo ajung. Da, statul ne ia de proști, pe românește. Trecem la următorul subiect. Este un subiect care balansează o știre de ieri. O știre de ieri spunea că Georgia nu poate să ia măsura protejării libertății religioase de a interzice căsătoriile gay, că era ceva de genul, domnule, neastră care susțineți religia și așa mai departe, nu puteți să vă opuneți căsătorilor gay, că e discriminare și nu știu ce. E bine, uite că se poate și se poate chiar în patria democrației. Statul american Mississippi a adoptat o lege care permite persoanelor juridice să refuze oficierea căsătorilor gay, mai ales când e vorba de persoane juridice care refuză motivat religios. Adică pe principiu, că știi, se întreabă lumea, bine, statul le-a dat voie ăstora să se căsătorească, ceea ce e nefiresc, dar statul, știi că vorbeam adineauri de stat. Ce să mai înțelegem noi de la stat? Că statul ne explică într-o păsărească de noi nu mai înțelegem de ce e bine și ce e rău un lucru. În fine, da, se pune problema, dar dacă ăștia vor să vină la biserică, cum procedăm? În mod normal și conform bunului simț și a unor legi nescrise, ar trebui ca statul să nu vină peste biserică dictându-i ce să facă. Că nici biserica n-are
puterea asta, deși ar avea autoritatea să indice, dar n-are putere să oblige statul să facă ceva. Doar prin justiție, dacă e nevoie în anumite cazuri. Dar, revenind la idee, s-a pus problema, păi și dacă vin ăștia la biserică să se căsătorească noi, ce facem? Cum răspundem? Că e vorba de chestiune juridică, că le dă legea dreptul, că, adică nu merge că invoci tu libertatea religioasă și spui, domnule, stai puțin, credința mea e alta, eu nu pot să-i căsătoresc, domnule, la biserică. Și asta era discuția și în Georgia, știi? În Georgia a zis, nu știu, domnule, treaba dumneavoastră cu religia, ei trebuie căsătoriți. Păi cum adică trebuie? Statul să-și vadă de treaba lui, nu de treaba noastră. Uite că în statul american Mississippi s-a promulgat această lege în care persoanele juridice pot refuza chestiunea căsătoriilor homosexuale dacă acest lucru contravine convingerilor religioase. Legea se aplică bisericilor, organizațiilor religioase, chiar și afacerilor private să refuze acordarea de servicii cuplurilor de același sex. Asta, ca să înțelegeți, este vorba de faptul că afacerile private nu cunună ele practic, dar afacerile private trebuie să recunoască statutul. Aici e o mare chestiune pe care statul american o introduce în discuție și mă bucur că vine din America, adică statul poate să-i căsătorească treaba lor, dar la mine, la afacerea privată, știi, poate vin și se angajează la mine. Eu nu trebuie să-i socot, domnule, soție, că e împotriva convingerilor mele. Da? Sună interesant treaba asta, nu? Sună interesant. Deci, o lege care cumva se opune acestor forme de căsătorii gay. Bineînțeles că susținătorii căsătoriilor homosexuale au luat foc și au zis că cum să dați așa o lege? Ne discriminați. Dom'le, cum să spun eu? Discriminarea ta se termină unde începe a mea. E ca și cu libertatea, știi? Mă, e treaba ta ce faci tu până la urmă. Dar nu cumva tu mă obligi la un proces de spălare a gândirii când tu vii și îmi spui că e normal să te căsătorești și eu zic că totuși nu e normal. Păi ce, suntem în reeducarea comunistă care ne învăța că nu, domnule, prin muncă și prin abnegație față de partid și de stat, omul poate propăși să lăsăm prostiile astea mistice, antinaționale, anti nu știu cum, îți făcea un întreg dosar acolo în care deveneai pur și simplu dușmanul poporului. Și încercau să te reeduce, să te readucă de pe calea cea bună. Cred că așa fac și ăștia la un moment dat. Stați, domnule, că sunteți voi bolnav la cap, nu înțelegeți cum e cu normalitatea. Băi, eu înțeleg foarte bine cum e cu normalitatea, dar dacă pentru mine homosexualitatea e nefirească, nu poți să mă obligi, domnule, să cred altfel. Că până la urmă aici e toată cheia acestor provocări a căsătorilor, că te obligă să crezi că e normal. Și nu e! O știre, vine o știre, cum să spun eu, care pe mine nu mai mă surprinde. Mă pune în postura de a mă gândi încă o dată, că tot am început în emisiunea asta să mă întreb, dacă nu cumva sunt eu bolnav și poate nu mai înțeleg eu bine bolnav la cap, știi, la etajul superior, cum spunea în al preasfințitul, la etajul spiritual, dacă nu cumva nu mai înțeleg eu bine în lumea în care trăiesc. Știți, în urmă cu câteva zile, o săptămână sau două, parcă, apăruse o știre că anumite sortimente de apă plată sunt toxice. Sunt infestate cu tot felul de microorganisme. Ce mai? Era rău. Apă plată toxică la raft. Ei bine, apa plată toxică a produs o poveste, cam proverbul acela, unde dai și unde crapă, știi? Adică una spui și alta iese. După ce s-a aflat că apa aia este toxică, care credeți că a fost măsura luată de autorități? N-au zis nimic de apă, n-am înțeles dacă a fost retrasă sau nu de la raft, n-am înțeles dacă producătorii au fost dați în judecată sau nu, dacă se plătesc despăgubiri sau nu. Nimeni nu știe nimic, dar un lucru e cert. Laboratorul care a descoperit apa aia toxică a fost suspendat, domnule. Înțelegi? Adică ăla care a descoperit năzdrăvănie a zis, opa, stai că tu ai o problemă. Ce problemă? Păi s-a descoperit că laboratorul respectiv nu era acreditat RENAR. Adică n-avea niște hârtii, știi?
Acum, sigur, dilema e mare. Pentru că dacă n-ai niște hârtii, nu știu cât de autentice sau de bune sau de serioase sunt acele măsurători. Că hârtiile se dau pentru niște aparate care trebuie să fie niște parametri de calibrare, adică aparatul ăla trebuie să măsoare ceva standard, știi? Nu poate să fie defect. Dacă aparatul e defect și măsoară defect, nu i-am scos noi cumva pe aia cu apa vinovați fără de vină? Asta e o întrebare. Pe de altă parte însă, faptul că suspenzi un laborator dă un semnal foarte prost în societate. Adică nu asta era prima reacție. Da, sigur, normal, când ai o astfel de problemă, te apuci și te întrebi, cine a făcut, domnule, analiza? Păi laboratorul X. Domnule, da, a făcut analiza serioasă. Dar era foarte simplu. Iei apa și o duci la un laborator acreditat. Bine, domnule, deci Giculescu, care a măsurat apa asta și a zis tuturor, ia uite, avem niște apă toxică, să zicem că a mințit sau să zicem că a avut aparatul defect, că nu era acreditat, nu știu ce, și a ieșit apa toxică fără să fie toxică. Bun, se poate greși, nu-i nicio problemă. Hai să mergem la laborator. Cineva, nu mai avem laborator în țara asta. Mergem la un laborator acreditat și arătăm că apa e bună. Deci laboratorul lui Gicu e defect și se rezolvă problema. Dar când tu te apuci și închizi laboratorul, dar nici nu spui cu apa aia ce se întâmplă, o fi, n-o fi, și cu cât taci, vinovăția crește, pentru că știi cum e, oamenii se îngrijorează și cu orice minut de tăcere, zice, ăștia, domnule, au un interes, domnule, ăștia vor să ne mintă, domnule, știi că omul e pățit, adică omul învață din greșeli, știi cum e în viață, te frigi cu ciorbă, sufli și în iaurt. Faptul că nu comunici eficient pe tema asta e un punct negru sau o bilă neagră pentru autorități. Bine, domnule, nu-i laboratorul bun. Foarte bine, ia apa, du-o la alt laborator, certifică faptul că apa este ok și după aia poți să spui, băi, laboratorul ăla care nu era acreditat nu e bun, domnule, stați liniștiți, a avut aparatură defectă, știrea e falsă, uite, laboratorul ăsta zice că e ok, măsurăm și la, că vreți, luați voi apa și măsurați-o la 5 laboratoare, nu-i nicio problemă. Și, sigur, situația se închide calm și frumos. Dacă tu nu comunici, nu spui nimic ce-i cu apa, îl mai și închizi pe ăsta, ca și cum ar fi descoperit o chestiune negativă și tu îl închizi ca și cum ai vrea să-i închizi gura, e, aici problema se complică foarte tare. Semn că în țara noastră specialiști de comunicare publică rar există. Adică asta e chestiune de manual, știi? Când explodează o criză de asta de comunicare, adică am descoperit apă infestată, ce faci prima dată? Caut să vezi dacă e adevărată știrea. Normal, e firesc, trebuie să vezi dacă e adevărată. Dar nu te-a pus și închis laboratorul. Mai verifici apa odată, ce era greu să mai verifici odată. Ia, domnule, a venit unul și mi-a zis că e apa toxică. Ia, domnule, ca să măsor și eu. Ia să măsor și eu. Da, luați-o și voi și măsurați presa. Ia, luați, domnule, apa asta și mergeți și măsurați-o voi, dacă nu aveți încredere noi în autoritate, să zic. Vedeți voi, la laboratoare străine, nu știu, paiurea, e un subiect de siguranță națională până la urmă. Că sănătatea populației, când e vorba de un produs atât de consumat, apa plată, contează, domnule. Știu ce faci, te duci și îl închizi pe ăla care a descoperit problema. Dar nici nu explici ce și cum, spui doar că n-avea aparatura acreditată. Păi atât. Ziceți-ne ceva ce-i cu apa aia. Ziceți-ne cum e cu apa, că pe noi cum să spun, până închideți voi și deschideți firme și dați acreditări, renar și nu știu cum, noi tot mai bem, domnule, apă, că ni se face sete. Dar așa e că uneori autoritățile au problema asta, se distanțează chiar dilematic de populație și uite, acum că tot vorbeam de dilematic, ajunge la o situație foarte delicată. În Turcia, hackerii, e vorba de oamenii ăștia care se infiltrează în calculatori, în sisteme de securitate informaționale și așa mai departe, hackerii susțin că au avut acces la datele personale ale unui număr de 50 de milioane de cetățeni turci și că le-au postat în mediul online, în cadrul unei ample breșe de securitate în sistemul care ar putea pune într-o situație delicată guvernul de la Ankara. Și acum e momentul să discutăm un pic despre securitatea datelor personale, că sunt aici niște discuții legate de legile astea noi ale monitorizării, Big Brother, nu știu ce, cum supraveghem datele.
Pe de o parte e necesar ca statul să știe ce cetățeni are. Asta e ceva firesc, să ne identifice. De aceea avem toți buletin de identitate, card de identitate, pașaport, mai știu eu ce. Să știe statul ce se întâmplă, pentru că trebuie să știe tot în interesul siguranței cetățeanului. Da? Deci este o necesitate. Pe de altă parte, dacă tot strângi datele oamenilor, fă cumva și fă-le sigure. Nu știu cât ar costa, sau nu știu ce presupune treaba asta. Dar dacă datele noastre nu sunt sigure, se poate ajunge la dezastru. Că vă dați seama, 50 de milioane de cetățeni cu datele personale publicate pe internet, asta înseamnă că ei pot fi oricând piratați. Datele lor pot fi oricând falsificate. Oricine își poate lua identitatea mea cu CNP, cu adresă, cu nume, cu tot ce trebuie, mai puțin poza, dar face-l cumva și schimbă și poza, că falsificarea actelor e o meserie la fel de veche ca și eliberarea de acte. Când s-a eliberat primul act, a apărut și primul fals. Stați liniștiți că istoria e simultană. Dar ce vreau să zic? E un dezastru să ai datele a 50 de milioane libere pe internet, pentru că în contextul terorismului, al fugii, orice terorist pentru a se-i să șterge urma și cazierul, poftim, să zicem, împrumută datele mele. Eu care am cazierul curat, nu sunt cunoscut cu antecedente penale. Ăla se dă drept mine și circulă liber pe unde vrea el, dându-se drept eu. Și nu e corect. Adică asta e o problemă dezastruoasă ca cineva să ia identitatea altcuiva. Vă dați seama, în momentul ăla tot eșafodajul ăsta, tot mecanismul construit de stat pentru a mă identifica pe mine și faptele mele, se prăbușește, pentru că în locul meu poate fi oricine până la urmă. Și atunci e vorba de o discuție prea serioasă, cred eu, prea serioasă pentru zilele noastre și care nu poate fi dusă decât cu calmul, echilibrul și înțelepciunea necesară, ca să vedem ce facem cu datele astea. Eu nu zic să nu se colecteze date, dar dacă tot le colectați, dragi autorități, faceți cumva și securizați-le, pentru că alminteri, așa se stârnesc aceste teorii ale conspirației, oameni care se împotrivesc a tot felul de acte, de buletine, cu chip, fără chip, mai știu eu cum, pentru că au această temere, această panică de nesiguranță a datelor. Adică, bun, eu îmi dau datele, statul vrea să mă măsoare biometric, știu eu cum, da? Nu era un principiu că statul vrea să știe că sunt chiar eu. Asta nu e un lucru rău. Dar dacă statul nu-și păstrează bine datele despre mine, nu cumva eu pot deveni altul? Și atunci, la ce mai folosește tot efortul statului? Pentru că statul oricum nu va mai ști dacă sunt eu sau ăla de mă piratează. Înțelegi? Statul însuși își creează o problemă și prin chestia asta îmi creează și mie o problemă. Că dacă, de exemplu, un terorist își schimbă datele cu ale mele, păi devine eu terorist fără de voie. Mă caută poliția pe acasă că nu știu ce atentate am făcut, când eu am stat bine mersi la locul meu. Da, cineva a schimbat identitățile între ele, știi? E o problemă foarte delicată treaba asta. De asta e adevărat ce spune presa. Dacă se dovedește că e așa, păi guvernul de la Ankara ar trebui să plece în secunda 2, că n-a fost în stare să asigure securitatea propriilor cetățeni, în vreme ce guvernul are în fișa postului obligația de a-mi asigura securitatea. Și dacă tot vorbim de securitate și protecție, mergem până la Armata Română. Ieri s-a lansat o știre prin presă, inițial m-a buvnit râsul, serios, deci când am văzut știrea, am zis, domnule, oamenii ăștia nu mai au ce discuta. Pe scurt, este vorba de faptul că Consiliul Național de Combatere a Discriminării în România a acuzat Ministerul Apărării Naționale că discriminează femeile. Discriminează femeile când e vorba de admitere și angajare în armată. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în 2014, luna octombrie, a acuzat Ministerul Apărării Naționale de discriminare feminină. În replică, oficialii s-au apărat și au mers în instanță. Au zis, domnule, stați puțin, că nu e adevărat, noi suntem armată, noi... Bun, și a zis instanța, ce argumente aveți?
Ei, și la argumente am găsit unele care n-ar fi trebuit totuși să fie acolo. Adică, sigur, stai și te gândești că nu la astea trebuia să se apeleze. Ce au zis oficialii Ministerului Apărării Naționale? Au zis că femeia are și ea perioada ei, știți? Ca orice femeie. Nu trebuie să dau multe detalii, că uneori ți-e și jenă să vorbești de treaba asta. Dar datorită structurii morfofiziologice și biologice a părții feminine, a zis ministerul, în fiecare lună, pentru o perioadă de 4-5 zile, femeia nu poate fi operațională în câmpul armatei, știi? Dar cum să zice așa ceva? Că e vorba de escadrilă. Bine, la chestia asta se poate replica foarte simplu. Păi stai, domnule, dar trebuie să o trimiți la luptă pe femeie. O pui la birou, poftim. Că la birou poate să vină. Nu o trimiți cu baioneta în mână la... sau cu mitraliera în mână la luptă. O pui la birou. Asta se poate? Asta nu e un argument. Adică, serios că nu e un argument. Eu credeam că poți să găsești niște argumente mai serioase. Adică, domnule, alt argument era că n-ați copii. Și dacă n-ați copii, trebuie, mă rog, dat concediu, disponibilizat și îți creează ție o problemă în sistem. Astea nu sunt argumente chiar serioase. Eu cred că argumentele sunt de altă natură. Când zici armată, zici forță, zici siguranță, zici bărbăție. Deci de asta, sigur, e curentul ăsta feminist, acum a primit o minge foarte bună, pentru că asta e o gafă de comunicare ce au făcut cei de la Ministerul Apărării. Nu așa ar fi trebuit, după mine, părerea mea personală. Ar fi trebuit să spun altceva. Dar, domnule, noi putem primi personal feminin în structurile administrative, la birou, cum ar veni. Asta n-ar fi o problemă, da? Dar nu putem să trimitem femei pe câmpul de luptă, din următoarele considerente. N-au forța necesară să ducă greul luptei, n-au, înțelegi? Adică ai merge pe ceea ce este diferență între bărbat și femeie, dar la capitolul forță. Pentru că un bărbat de asta l-a trimis la armată, pentru că are forța necesară, are pregătirea necesară, mental vorbind, e vorba de altă psihologie, știm, bărbatul e mai dur, mai rațional, femeia este mai emotivă, e mai senzitivă, e mai mămoasă, că de-aia femeia poate fi mamă și nu bărbatul. Adică pe argumentele astea aș fi mers pentru a demonstra că da, eu pot să primesc femei în structurile armatei, nu știu, un procent, 10-20, habar n-am cât la sută, pe care le pot pune frumos la birou, dar nu pot să cred că femeia poate fi bărbat, să o trimit cu mitraliera în mână, să arunce grenade, să se lupte cot la cot cu dușmanul. Sigur, sunt și cazuri excepționale, nu vorbim când sunt femei din astea bătăiase, campioane mondiale la kung fu, mai știu eu ce, te bat până nu mai știi de tine și care ar necesita forța, mă refer la antrenament aici, forța necesară de a duce o luptă, de a se pune cu inamicul, știi? Adică sunt și astfel de situații, dar nu putem să facem jumătate-jumătate, știi? Sunt excepții. Excepția însă confirmă regula uneori și așa aș fi argumentat. Dar nu mă apuc și spun chestii de astea intime care pot fi ușor combătute. Ce treabă are nașterea? Ce? În viața civilă femeile nu nasc copii, nu au, mă rog, structurile lor morfofiziologice și pot lucra cu succes la bancă, la caserie, la tot felul, în învățământ mai ales. Hai să luăm învățământul. Știți ce înseamnă să fii profesor sau învățător în ziua de azi? Să ai de-a face cu 20-30 de copii care urlă, țipă, fac ca toate alea. E o meserie destul de grea, dacă e să mă întrebați pe mine. Grea în sensul uzurii psihice. Că nu ridici greutăți, nu te duci la luptă cu baioneta în mână. Nu, da, e chestie de uzură psihică, da? Să ai grijă de fiecare și așa mai departe. Și femeile să duc bine mersi la școală, la bancă, cu clienții, îți bați capul cu ei, cu clienții, nicio problemă, chiar dacă ești și așa și așa. Nu e un argument. Deci asta a fost, după mine, o mică scăpare de comunicare. Bineînțeles, subiectul a făcut senzație în presă și acum armata română trebuie să suporte gafa de comunicare. Știi? Ce faceți, domnule? Vă luați de particularitățile femeii? Zic că n-are forță, zic că nu poate combate. Zic că o poți primi la birou și așa, încet, încet, desumfli treaba asta cu discriminarea. Pentru că, da, este o presiune prin tehnica asta a argumentării discriminării, e o presiune de a schimba mentalitățile.
Și oamenii pot înțelege fiecare cum vrea. De asta comunicarea este esențială. Mergem mai departe. S-a cam desumflat bucuria celor care au votat. Fericirea electorală a sucombat. Un sondaj recent ne arată că 58,8% din populația țărișoarei noastre consideră că lucrurile în România merg într-o direcție greșită și asta nu e bine. Graficul este uluitor. Dacă în decembrie 2014 56% dintre români credeau că mergem într-o direcție bună și erau entuziasmați, avem președinte nou, că vom avea guvern nou și nu știu ce, în martie lucrurile sunt total invers. 58% dintre români nu mai cred că țara merge într-o direcție bună, ci au o părere greșită. Li s-a desumflat fericirea electorală, da? Deci s-a inversat polii, cum s-ar spune. Asta este avantajul votului democratic. Ceea ce votezi, îți asumi. Mai multe nu pot zice. Mergem și la o altă boală a noastră a românilor, și anume boala hârtiilor. O știre bizară ne vine tocmai de la Comisia Europeană. Datele Eurostat privind suprafața pădurilor din România arată o situație bizară. România a raportat anul trecut, în 2015, o suprafață de pădure foarte mare. Și oamenii s-au întrebat, dom'le, de unde atâta pădure aveți voi în România? Când colo ce au descoperit oficialitățile? Că noi am raportat, în 2015, pădurea pe care ar trebui să o plantăm până în 2035. Adică știi, noi am zis, domnule, noi o să plantăm niște pomi. Avem așa un target în 2035 de, nu știu, 1 milion de hectare, să zic. Dar noi vă spunem de acum că deja le avem, știi? Adică din hârtie, din vârful pixului pe hârtie, cum era și pe vremea Ceaușescu. Asta e boală veche, boala hârtiilor. Domnule, raportăm că avem. Câtă producție la hectare avem? Să trăi șeful, 5.000 de tone la hectare. Conta, le aveai, nu le aveai. Treceai acolo, că trebuia să fii în ochii partidului. Așa și ăștia acum. A întrebat Europa, cum stați cu pădurile? Că era discuția aia cu scandalul, cu pădurile tăiate, cu defrișarea, cu nu știu ce. Și România a zis, nu, noi stăm bine, ia uite câtă pădure avem aici. Puuu, ce de pădure avem? Păi da, dar asta treia să o aveți în 2035, adică încă n-a spus-o. Păi n-a pus-o, dar avem de când să o punem, așa că va fi, ce să mai... Știi? Umor. Umor administrativ. Mai trist, dacă vorbim de statistici, este situația următoare, sau este mai trist este faptul următor. Statistica ne arată că societatea de consum și traiul în plăceri duce la un dezechilibru chiar și statistic și chiar și la îmbolnăvirea minții, pentru că omul devine hedonist și nu se mai gândește și la aproapele lui. Aici este marea luptă între creștinism și lumea consumistă. Consumeristul se gândește numai la el. Creștinismul te îndeamnă să te gândești și la aproapele tău. Și unde se vede dezastru? Chiar în domeniul cel mai uzual al vieții noastre, mâncarea. Știi, și postul începe tot de la mâncare, dar nu acolo trebuie să rămână. Toți săracii din România ar putea să fie bine hrăniți dacă nu s-ar face atâta risipă. În fiecare an, 5 milioane de tone de alimente ajung la groapa de gunoi. Nu spune nimic cifra asta, 5 milioane de tone de alimente. Dar dacă vă spunem sub altă formă că jumătate din mâncarea pe care o cumpărăm, o aruncăm, atunci avem un tablou mai limpede. Deci, jumătate din mâncarea pe care o aruncăm, anual, o aruncăm la gunoi. N-ar putea fi dată ea săracilor? Bine, cum se aruncă? Ea se aruncă, în primul rând, de clientul care cumpără de la raft foarte mult, bagă în frigider, în cămară, mai știu eu pe unde le bagă, și după aia le găsește acolo stricate, alterate și nu mai poate să le folosească și zice, asta este. O altă formă este că, de exemplu, sunt unii care prepară mâncarea și din ea consumă o parte și restul aruncă la gunoi. Da? Și asta este o formă de risipă. Dar există și o risipă cu alimentul care este ținut la raft până expiră.
Ce se întâmplă cu alimentul care expiră? Pe tehnic se aruncă. Ce mai poți să faci cu el? Cu alimentul care expiră. N-ar trebui ca astfel de alimente, că există o propunere de mult timp legislativă, aici bate știrea asta, există o propunere legislativă ca alimentele care sunt pe cale de expirare și în anumite firme mari au înțeles treaba asta și bravo lor, bravo lor că au înțeles treaba asta, dom'le, dacă tot mai are alimentul, nu știu, 4 zile, 5 zile, 3 zile până la expirare, dă-le, dom'le, la săraci. Dă-le la săraci să beneficieze și ei. Oricum o arunci. Și te costă și procesarea lor. Știi că acum nu poți să arunci oriunde și oricum. Gunoiul se procesează. Asta înseamnă taxă de mediu, taxă de procesare. Te costă să arunci mâncarea. Când ai un vagon de iaurt, de exemplu, pe care se expire, ăla nu poți să-l arunci pe câmp. Că nu e voie. Nu-i sănătos. Nu-i igienic vorbind. Nu-i sănătos. Și atunci te duci și procesezi iaurtul la o fabrică de gunoi ca să-l transforme în nu știu ce. Nu, mai bine iei tu iaurtul ăla cu 3, 4, 5 zile înainte și îl dai, domnule, la săra să mănânce și ei. Cumva îl procesezi organic, ca să zic așa, îl procesezi cum trebuie. Dă-l, domnule, la săra, dar nu lăsa spiritul ăsta de afacerism să te cucerească până la capăt. Adică neapărat trebuie să scot bani din iaurtul ăsta, că eu am băgat bani în el. Da, și dacă expiră și-l arunci, ce folos faci? Că totul trebuie să plătești procesarea și nu ți-l cumpără nimeni. Dă-l, domnule, la săraș, că e mai bine. Știi? Asta este ideea acestei știri. Dați mâncarea care vă... Da, pentru ca să vezi treaba asta, mâncarea care îți este în surplus, trebuie să ai mintea pregătită să vadă așa ceva. Pentru că adeseori, mulți când se duc să cumpere de la raft, nu cumpără cu mintea. Cumpără cu instinctul. Să am și de aia. Dezechilibru instinctelor lui îl face să cumpere, să cumpere, să cumpere. La fel și la afacerist. Dezechilibru instinctului de a face profit îl face să nu mai vadă realitatea. Nu o să-ți cumpere nimeni iaurtul ăla. O să ți se strice pe raft. Dă-l mai bine la săraci. Asta este ideea știrii. Și încheiem cu o știre periculoasă, o știre ce vine chiar de aici, din orașul nostru, Constanța. Un jurnalist de la un post de televiziune, Neptun TV, postul la care și vedeți această emisiune, a fost amenințat de un tânăr care și-a parcat mașina luxoasă pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități. Bineînțeles că jurnalistul respectiv, cu simț civic, poate ar trebui să-i dăm și numele, este vorba de jurnalistul Cristi Popovici, l-a întrebat pe om, dom'le, dar e normal să parchezi mașina asta aici, ocupi un loc al unor persoane care au niște probleme, nu poți să parchezi în altă parte. Omul a devenit brusc foarte arțăgos, jurnalistul a avut spirit de observație și a observat că în geam, în parbriz, bărbatul nu avea legitimația care îi conferă acest drept, mă rog, legitimație de om cu dizabilități, dar avea altceva în geam. Avea o siglă cu semnele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, iar numărul de matriculare era cu terminația MAI. Adică omul se dădea de la poliție, domne, știi? Jmecher cu BMW care se crede polițist. Pentru că realitatea, după o mică investigație, realitatea este că acel om, să-i spunem om, n-avea nicio treabă cu poliția. El numai se dădea de polițist ca să intimideze pe ăștia din jurul lui, că sunt oameni ăștia numiți așa șmecherași de cartier, oameni care umblă la intimidare, știi? Adică dacă spui MAI la mașină și o siglă de asta cu Sindicatul Național al Poliției, făcută de PNET, evident că PNET există astfel de sigle, o să creadă lumea că, bă, tu ești cineva, știi? Tu ești cineva. El nu era nimeni. Plus că omul a vorbit foarte urât cu jurnalistul, adică l-a înjurat, n-ar vrea să intrăm în detalii, vă dați seama, un om slab pregătit, needucat și care pe lângă asta se mai dedea și de polițist. Bine, lăsăm cazul omului deoparte și revin la esența pe care jurnalistul a descoperit-o. Cei care se dau polițiști sau care folosesc ilegal însemne ale poliției, nu trebuie să pățească și ei ceva, adică să suporte rigorile unei legi. E normal să te dai polițist fără să fii pentru a intimida pe cei din jur? Asta e armonia socială?
Asta este, de fapt, întrebarea și subiectul pe care l-a descoperit, de fapt, jurnalistul Cristi Popovici. Dincolo de, sigur, grobianismul pe care a trebuit să-l suporte, înjurăturile, limbajul necivilizat, amenințările, omul s-a dat spre el, să le-a la bătaie. Dacă vedeți știrea pe Neptun TV, o să vedeți că vine la el, bă, pleacă, bă, de aici, stai, nene, că suntem pe spațiu public. Nu ești de capul tău în țărișoara asta, băi, nene, fiecare are o regulă, știi, aici. În fine, deci, lipsa respectării regulilor este clar un criteriu de dezlânare socială, ca să spun așa. Dar dincolo de asta, e un subiect interesant. Nu se apucă nimeni de el să-l discute. Faptul că cineva se dă ceea ce nu este, polițist, nu știu, lucrător la gaze, că intră ăștia în case peste bătrâni și bună ziua, am venit, suntem de la energie, de la gaze, de la curent, de la apă, de la ce-or mai fie și nu sunt. Adică furtul de identitate, că despre asta este vorba, sau folosirea ilegală a unor însemne, asta n-ar trebui și ea pusă la punct? E un caz pe care jurnalistul l-a descoperit. Să vedem răspunsul autorităților mai departe, ce se va întâmpla. Răspunsul de la poliție a venit. Se vor face verificări. Eu aștept să văd ce pățește cel care folosește însemnele poliției în mod ilegal. Atât din emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care ne-ați urmărit. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne reauzim și mâine la această emisiune de Presat Presa. Toate cele bune, Doamne ajută!